Costul unui litru de benzină standard va continua să crească, anunță Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, care totodată mai menționează că joi tariful pentru un litru de motorină va mai scădea cu câțiva bani. Astfel, potrivit Andrei, pe 3 noiembrie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 25 de lei și 64 de bani, un preț cu 21 de bani mai mare față de cel afișat miercuri. Motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 27 de lei și 67 de bani per litru, cu 16 bani mai puțin decât în ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de toamna trecută cu 5 lei și 78 de bani per litru în cazul benzinei anul 95 și cu 9 lei și 42 de bani per litru în cazul motorinei standard.